Campania pentru alegerea președintelui României se apropie de final și nu există dezbateri între candidații la prezidențiale. Este o observație făcută la Târgoviște de cunoscutul jurnalist Robert Turcescu, deputat PMP în Parlamentul României. Mă bucur să văd cum organizația PMP Dâmbovița crește și ăsta este un lucru minunat. De altfel și scorul de la alegerile europarlamentare arată că în Dâmbovița se mișcă, într-adevăr, foarte bine mișcarea populară. Am venit astăzi aici, în primul rând, sigur, la invitația doamnei președinte, dar și cu bucuria de a mă revedea cu unii dintre colegii de partid, dar și cu dumneavoastră, reprezentanții presei. Vreau să vă împărtășesc câteva gânduri și opinii legate de ceea ce putem numi momentul politic actual. Și din multe puncte de vedere, cred că e nevoie de punctarea unor aspecte critice în legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. Am să încep cu, evident, subiectul principal, alegerile prezidențiale, campania pentru alegerile prezidențiale. O spun categoric și o să dau și câteva justificări în legătură cu această exprimare categorică. Este cea mai slabă campanie prezidențială de 30 de ani încoace. Nu mi-a fost dat să văd ca jurnalist, dar în primul rând din postura de cetățean al acestei țări, o campanie mai lipsită de substanță și mai puțin interesantă, dacă vreți, cum este cea la care asistăm în perioada din urmă. În primul rând, cred că n-a existat din anii 90 un atât de mare dispreț la adresa electoratului prin faptul că nu este organizată nici până la acest moment și au trecut, nu, două săptămâni din această campanie, o dezbatere, măcar una, deși ar fi fost nevoie de dezbateri din ce în ce mai numeroase, între candidații la președinție. Oameni buni, democrația are reguli de respectat, are frumusețea ei, una dintre cele mai importante valori într-o societate democratică o reprezintă dialogul, schimbul de idei, de opinii. Ori astăzi, când candidații la președinție preferă doar să-și pună mutrele pe afișe, pe banere, în precampanie, acum nu mai e voie nici cu banere, și să împărtășească pe Facebook eventual câteva idei, îndemnând populația să le citească programele pe pagini dedicate pentru această campanie, este nefiresc. Pentru că în România, în continuare, 80% din populația țării se informează, și eu spun studiile, nu o spun eu, cu ajutorul televiziunilor. Deci televiziunea este în continuare principalul motor de informare pentru public, consumul este destul de mare, consumul de TV chiar raportat la alte țări ale Uniunii Europene în special. Ar fi fost firesc într-un asemenea context și candidații la președinție să dovedească respect față de electorat în primul rând, cum spuneam, și să vină în fața camerelor de la vedere într-o dezbatere în care să pună față în față viziunile lor despre România, viziunile lor despre economia României, despre politica externă, despre agricultură, despre educație, despre sănătate, despre transporturi, despre felul în care văd ei din postura de președinte o astfel de abordare a funcției prezidențiale. O altă temă abordată în întâlnirea cu jurnaliștii dâmbovițeni vizează modul de organizare a alegerilor. Un lucru care ne-a adus aici, asupra căruia vreau să insist atât cât îmi permite timpul astăzi, este, cred, o greșeală majoră, e punctul meu de vedere, l-am exprimat și față de colegii de partid, probabil că va trebui să avem o abordare unitară în perioada următoare, dar eu voi susține acest lucru cu tărie chiar și în fața colegilor de partid, că s-a făcut o greșeală foarte mare la momentul la care s-a decuplat practic scrutinul prezidențial de scrutinul alegerilor generale. Ce vedem astăzi? Faptul că
avem alegeri parlamentare odată la 4 ani și alegeri prezidențiale odată la 5 ani, a fost justificat la momentul respectiv de nevoia de a decupla funcția prezidențială, indiferent care este acel președinte, astăzi Klaus Iohannis, mâine paleologul sau cine știe cine altul, în momentul în care s-a spus atunci, domnule, președintele trebuie să fie neutru, să fie un jucător neutru în ceea ce înseamnă alegerile generale, de asemenea partidele să fie ceva mai decuplate de momentul alegerilor prezidențiale, mai ales că nu e așa, iată cum se întâmplă acum cu un președinte în funcție ușor nefiresc, chiar și în perioada campaniei electorale să vezi partide care se cuplează lângă președintele în funcție. Ori noi astăzi trăim într-o perioadă de ipocrizie maximă. În fapt, președintele Iohannis nu s-a decuplat, după cum bine știți, în alegerile, să spunem, europarlamentare, dar nici în cele generale, de partidul care l-a susținut pentru președinție și susține în continuare, este vorba de Partidul Național Liberal. Astăzi, la președinție, președintele Iohannis este susținut de Partidul Național Liberal. Lucrurile acestea sunt cât se poate de evidente și, repet, suntem în situația în care avem acest binom Iohannis-PNL, dar oricând se va mai întâmpla lucrul acesta, vom avea în continuare, fie că ajunge un PSD-ist, un PMP-ist sau un userist la conducerea României, el nu se va putea decupla și ne arată realitatea de partidul care susține, după cum partidul respectiv nu se va putea decupla de cel pe care l-a dus la Cotroceni, să spunem, într-un scrutin prezidențial. Prin urmare, vom avea un moment complicat despre care se vorbește prea puțin astăzi, dar care ne va da bătăi teribile de cap, spre exemplu în 2024, vom avea o recuplare a scrutinului prezidențial cu scrutinul general, dar va fi un an atât de complicat pentru că vom avea atât alegeri locale, cât și alegeri europarlamentare, cât și alegeri prezidențiale, cât și alegeri generale. 2024 îl puteți trece ca fiind un an exclusiv electoral, nu va fi un an pentru România, va fi un an al politicii. În același timp însă, spun din nou, pentru a ieși din ipocrizie, cred că trebuie recuplate alegerile prezidențiale cu alegerile generale. Abia atunci probabil că vom avea cu adevărat, în sfârșit vom reveni la sistemul dezbaterilor, pentru că vom încărca politic atât cu alegerile generale cât și cu cele prezidențiale atmosfera politică, măcar pe perioada campaniei electorale. Această decuplare, spun din nou, a făcut și face, cred, mult rău României, pentru că ne adâncește în ipocrizie. Președintele spune că nu, președintele în funcție, da? Partidele spun că nu, de fapt vedem că este o relație foarte strânsă și, în fapt, în contradicție cu ceea ce prevede Constituția, care conservă președintelui un rol de moderator între diversele formațiuni politice. Ori astăzi asistăm la o perioadă de partizanat, măcar ar trebui să fie un partizanat asumat prin faptul că avem alegeri prezidențiale cuplate cu cele parlamentare. Ne furăm singur căciulea sau ne mințim, de fapt, în momentul de față, că există o decuplare, dacă vreți. Ea nu există, de aceea ar trebui să revenim, dacă vreți, fie la un mandat de 4 ani al președintelui, fie, iată, putem să creștem mandatul parlamentarilor la 5 ani de zile, așa cum se întâmplă cu mandatul europarlamentarilor. Candidatul Partidului Mișcarea Populară la funcția de președinte al României este omul de cultură Teodor Paleologu.